Candidații Partidului Mișcarea Populară au stat de vorbă cu cetățenii comunelor gorjene, explicându-le de ce ei sunt varianta cea mai bună pentru alegerile parlamentare. Aspiranții la funcția de parlamentar le-au vorbit oamenilor despre proiectele și planurile lor de viitor privind o bună funcționare a județului. Cu voință și bună credință, Gorjul poate fi scos din starea actuală de paralizie economică. Gheorghe Davițoiu și Ion Săvoiu susțin că dacă vor fi votați pe 11 decembrie, gorjenii vor putea să își redobândească dreptul la respect din partea instituției cetățiilor statului demnitatea și prosperitatea, drepturi de care gorjenii au atât de multă nevoie în prezent. După 20 de ani de prăbușire economică fără încetare, a venit timpul să mergem împreună și cu încredere pe drumul bine meritat al schimbării. Acesta este mesajul la care îndeamnă candidații PMP.